Succes surprinzător al unei formațiuni care a fost înființată în județul Hunedoara. Partidul Oamenilor Tineri a reușit să intre în Parlament în urma alegerilor de duminică. Fondatoarea POT este de Veanca Ana Maria Gavrilă, cea care a construit această nouă formațiune politică de la zero în doar un an de zile. POT a apărut în 2023 și are deja câteva reușite la alegerile locale. Fondatoarea Partidului Oamenilor Tineri, Ana Maria Gavrilă, a votat duminică într-o secție amenajată la o școală din Deva. Deși partidul are un sediu doar pe hârtie, POT a reușit să înființeze filiale peste tot în România, în afară de județele Mureș și Ialomița. Au aproape 80 de candidați pe liste. Ana Maria Gavrilă spune că își dorește un parlament care să facă treabă pentru români. Mulțumim mult românilor care au făcut un efort extraordinar de a veni în România ca să voteze și tuturor celor care, deși sunt la sute de kilometri de secția de vot, încă o dată au făcut un efort extraordinar. Am votat pentru pace, în primul rând, pentru decență, pentru conlucrare într-un parlament care să facă într-adevăr treabă pentru români. Îndemn românii să meargă la vot și să avem calm și înțelepciune în zilele acestea, să meargă la vot cu entuziasm și cu bucurie pentru ce poate fi posibil în România. Pentru că dacă noi ne facem treaba, Dumnezeu face minune, așa cum a făcut și duminica trecută. Ce vă doriți de la un parlament viitor? Un parlament care cu adevărat să lucreze, să dezbată, oamenii să se înțeleagă și să aplece urechea asupra cetățenilor și ce-și doresc ei. Fundatoarea POT spune că partidul său l-a susținut pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Noi am susținut pe domnul Călin Georgescu, vom susține în continuare. Acum este însă timpul să ne concentrăm pe parlamentare și oamenii să meargă la vot așa cum au mers în număr mare și duminica trecută. Ana Maria Gavrilă are 41 de ani și a intrat în politică pe listele AUR. În 2020 a ajuns deputat, apoi a plecat din partidul lui George Simion în septembrie 2021. Potrivit analiștilor politici, POT este surpriza acestor alegeri și a obținut în județul Hunedoara peste 15.000 de voturi.